Ei, hey, prieteni, mai este un pic până la venirea sărbătorilor de iarnă, până la venirea magiei de Crăciun. Sunt sigură că foarte mulți dintre voi deja v-ați împodobit bradul, dar câți dintre voi cunoașteți istoria acestui arbore minunat cu cetina lui tot timpul verde. Bradul face parte din familia Pinace, există foarte multe specii de brazi. Ne vom bucura de brazi în propriile grădini, în parcuri, dar să nu uităm și de bradul la ghiveci, să știți că el întotdeauna va iubi și va prefera natura. Știați că prim Prima referință a unui brad împodobit a fost în anul 1510, la Riga, în Lituania, iar în anul 1521 această tradiție a fost transmisă și la Paris. Din anul 1605 se împodobește bradul, precum o facem noi astăzi, în zilele noastre. Încă un lucru de care sunt sigură că nu știați, dar îl veți descoperi acum, este următorul, că în anul 1787 a fost pentru prima dată creat un glob, iar în anul 1882 a apărut pentru prima dată instalația cu luminițe colorate, iar din anul 1936 au fost așezați brazi în zonele publice, în parcuri, în grădini, dar și în piețe. Iar de atunci, în fiecare an, în ajun de Crăciun, cu toții împodobim bradul în așteptarea moșului și a primit cadouri, copii mici, copii mari, cu toții sunt sigură că ați fost comiți și moșul va veni la voi. Bradul simbolizează viața veșnică, fericirea, fertilitatea, bucuria, iubirea, dragostea, veselia. O braț frumos cu cetinata tot verde. Sărbători fericite și liniștite să aveți alături de cei dragi cu multă liniște, pace și sănătate. Sărbători binecuvântate vă urez. O zi minunată să aveți și călduroasă.